Haideți să mergem mai departe și să aflăm cum a fost vara asta pentru unul dintre prietenii emisiunii noastre, uh, Igor. Tu... Da, Irina Tabaranu, prietena noastră, colega noastră, spune că nu a avut vacanță vara. Nu numai Irina nu s-a odihnit vara. Nici Igor Dodon nu s-a odihnit vară Probabil nici Galina Dodon nu s-a odihnit vară Poate acasă, în condiții de casă Fără munți out, fără cafeluță, fără Astăzi vizităm prietenul nostru din Gozdumă CERPAN PAUPAILINVIC Care ne cătăie pe Uitați-vă noi ce avem iPhone 11 Pro, eu sunt președinte Nu a fost asta, vara asta în, mm. în, în familia lui Igor Dodon și a Galinei Dodon Sper că au mâncat și altceva decât recipise În întreg neamul dar pentru Igor Dodon a fost o vară destul de, de, de plină. Eu nu știu dacă noi până la capăt realizăm, noi chiar avem un fost președinte în arest la domiciliu de atâta timp. Ceea ce nu Condamnat pe de, de, de acuzare și cu două dosare mai. pentru că deocamdată noi vedem că toate arestările astea nu sunt prea închei cu vreun verdict foarte clar și cu niște sancțiuni care să bucure oamenii și să-i facă să creadă că se întâmplă ceva justiție în țară. Dar cert este că Igor Dodon, cât a fost la putere, așa mai în primul rând, căuta în fel și chip să se asocieze cu valori creștiniești, cu selfie-uri la icoane, el și acum postează mm -hmm. pe pagina lui oficială face postări care sunt mai populare decât orice postări legate de probleme în da. țări, cele mai populare postări la Igor Dodon care Săptămâna sunt... asta ne-a arătat o icoană Da, o icoană, un sfânt, ceva care se să sărbătorește, într-adevăr asta chiar este de importanță socială dar se pare că nemersul lui Igor Dodon anul acesta după focul Haric, ceea ce îi plăcea lui să facă <laughs> și să Danat. mai pună câte o poză Hmm, îi se întoarce înapoi, pentru că focul Haric se pare că a ajuns chiar în grădina lui Igor Dodon. Of, am marcat-o pe nata această noutate, dar într-adevăr că uitându-te la video, știi, tu aștept numai că, că și sunt Op, stai, dar de ce de play așa? Alo? Iată, este video filmat într-o noapte de vară, da, în curtea lui Igor Dodon. Ascultăm atent. Eu zic că el a coborât focul Haric drept în grădina lui Igor Dodon. Deci... Ce vedem noi aici? Liniște, noapte. noapte. Ui, bă, Așa deodată, Ceva da? Ceva acolo, răsvarcicul. Wow, o, -o deodată de-am foc. Mai e pe scurt, tot de la Dodona aflăm despre asta, nu de la pompieri, nu de la cineva de la maii. Dodon ne anunță într-o noapte, când plin noapte, a luat foc foișorul din curtea casei de 400 de metri pătrați de la Boicani. Și-o fi însemnat asta, foișor, besetca, besetca din rus înseamnă locul unde beseduim, respectiv cineva de foc la posibilitatea ca Dodon să aibă besede, cineva îi taie căranul de discuție lui Dodon, wow, ce atac bine gândit! În pofida la asta, Dodon n-a arătat ocazia să mai dea vreo două interviuri, da, fiind da. în ares la domiciliu. Arde biserica, nu e peste biserica plină, plină de flăcări, o să trecem dacă avem nevoie să ne băgăm o leacă în seamă. Dar a fost fain să mă... filmez un interviu în biserica și am flăcări pentru canalul ăsta care mănâncă chipieri iuț, știi? <laughs> <laughs> Serios, dacă tot a oferit, la Rusia a oferit, la Gheorghe Gonța a oferit, a sfidat rugamintea procurorilor. Dar până la urmă, e că iarăși, tu ne -ai spuneai că o încălcat, da? Dar și, și se întâmplă, e nevoie din, de anumite consecințe. Tu chiar și lui când îi spui, nu fă asta, dar ce o să întâmple dacă nu o să fac? Măi, normal aresul la domiciliu trebuie să prelungească. Dacă Ei. omul o a încălcat prin a da interviuri atunci când n-a de voie să-i de, înseamnă trebuie să-i prelungească aresul. Știu că săptămâna asta l-au chemat, da? Săptămâna asta l-au da. rechemat la procuratură, cum spuneai, Dodon, fără mari tam, m-am uimit, fără presă, fără provocatori, m-au chemat să mă anunță că chiar vor să-i uh, înainteze o nouă. Uh, 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 cum se cheamă asta? prelungire de, de arest. Da, hai un pic să tălmăcim acest m-am uimit. Deci, Igor Dodon, din arest la domiciliu, se uimește că este chemat la procuratură fără mare tam-tam. Omul se uimește, asta înseamnă că el nu s-a aștepta ca nimeni să nu manifeste niciun interes față de el, că se duce la procuratură. Ori omului îi place ca atunci când este băgat în seamă și când el presupune că nimeni nu o să-l bagă în seamă, să bagă el, se bagă el singur în seamă și spornește la procuratură cu trolibuzul. Dar pe asta subiect de știri, Igor Todon s-a dus cu trolibuzul, unde s-a mai văzut așa -cela? El trebuie mult mai devreme să pornească cu trolibuzul, vă spun eu, pur și el aștepta ce bani să scumpească călătoria cu trolebuzul. Dodon avea o cupiură de 6 lei. De asta, vieche una. Colecționă. Uh -huh. Și nu avea unde să o cheltuie. un portofel ca să aibă bani mereu, Din noroc, uh -huh. da, 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 una de asta. Uh, cu iconiță. Uh -huh. oh, a, ah, nu, avea o cupiură de 666, da. Nu, asta e altă glumă. Hai că să lucrez la dânsa. Dar e bună, despre Dodon e bun. Uh, Apiaca și el a mers cu trolebuzul la procuratură. Și e fain că tu postând acest video în care tu anunț că mergi, mergi, la procuratură cu trolebuzu, ca și cum, hei, vedeți nimic? Hei, 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 uh, nu, no, nu, no, nu, no, eu n-am postat pe Facebook a voi să trageți <laughs> M-ați observat! <laughs> Mulțumesc pentru atenție! Nu, no, dar am observat că e tam-tam de data asta așa. Da? Super frumos, tam-tamul ieftin l-ai făcut tu. Dodon merge cu... Da... Și asta cumva elimină 7.000 de euro cu sigla partidului din safe de la mama ta, pensionară,

Nu no, posibil. Da, absolut. Orice om anume cu așa o impresie o să rămână obișnuit să-l vadă cu cortegiu, cu vacanță în Bahamas și ho hop, omul din arest la domiciliu îți duci cu troleibuzul la procuratură. Băi, clar că de n-are bani. Deci poate el nici nu i-a avut, dar procurorii îl țin cu deasila. Pentru că în cazul cumnatului său, care totuși a fost pus un pic să se răcorească după gratii, aflăm că acesta, până la urmă, a ajuns în arest la domiciliu. Și noi stăm și ne întrebam, ce se întâmplă? Deși se întâmplă ca oamenii care parcă s-ar presupune că au pentru ce plăti păcatele care le au, ajung până la urmă în arest la domiciliu. Cos o să mai ajungem și despre Marina ta, astăzi. Da, asta e foarte... Da, lumea sare în cap la procurori, la magistrați, la judecătorii, băi, deși trimiteți pe criminale acasă. Hei, alo, e sezonul rășe. Nu? Voi vreți status cheltui pe dânși bani să-i prin penitenciare, prin izolatoare de la CNA? Mai bine ei sunt și plătesc factura pentru căldură. Mi se pare o decizie foarte bună. Magistrații să gândesc la binele țării, nata. Înțelegi? Noi, noi sărim în cap la judecători, că-s corupți la procurori, că-s și nu-și fac treaba la timp și cum trebuie. Dar de fapt îți gândesc la bunăstarea țării Foarte, inteligent În general, mai toate restările trebuie să fie la domiciliu în iarna asta ha? Și da. cum ar spori asta căldura Eu oricum cred că Igor Dodon În ultima vreme cu am, fost părăsit de ideologi Și consultanți la capitolul Și să fac pe Dugin, precis, nu-ți mă la Dodon? De ce? Pentru că are un concurent care are mult mai multe pârghii, mult mai multe resurse nu știu Și nada. se pare că și un viitor mult mai promițător Măi, e ca, ca în filmul ăla despre... of, oh, i-am uitat numele Dick Cheney, da? Uh -huh. El sub cine a ieșit? Dick Cheney a ieșit de sub, de sub așa Cl la... Clinton sau Bush? Nu, Bush seniorul Da, da? Uh -huh. Nu? parcă e istoria cu... Ceban e un fiu nelegitim da? a acestui cuplu frumos, Dodon Flor, și Voronin. Da? Uh -huh. da, Dodon și Voronin, în afară căsnicilor lor, au avut un copil, Ion Ceban, se numește. Uh -huh. Și că acest Ion Ceban a învățat la un sensei, de la alt sensei și amu, s-a și el în politica mare. Chiar dacă zic că să fie apolitic și să fie primarul tuturor. Vara asta ne-am trezit cu o lansare oficială, chiar și așa eu au fost cremută și o leg pe parte. Noi am crezut că iese un întâmplat anul trecut, în decembrie. Dar ceva i-a dat peste cap planurile lui Ion Ceban și el chiar în declarația lui, în, în ieșirea lui publică, în briefingul de vreo șapte minute, a spus de ce ei... S-a întâmplat ceva? Eu mă duc să mă pun în priză, scuz mă te rog. Tu te duci să te pui în priză. <laughs> nu e ca așa, după anumită vârstă, <laughs> deja ne nevoie de cabluri. Dar deci tu nu vrei în partea asta stran. Nu continui, continui. Nu de altă eu de Tu ai, tu ai priză. Asta? Era priză jos. Nu, nu scoate nimic, te rog. <laughs> Stai -i, i -a tu, nu prizi nu? Stai, nu, acolo e lumina! Stai o leacă! Stai, stai! <gri> 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 nu cum, nu cum, e ca nu, 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 nu cum, nu? Tu am aia uh, loc, care găsești rab de soluția. <gri> <gri> Pentru ce tu porți atata cablara aia cu tine, nu? Hai, pune, 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 pune priză. priza! bete ce nou! Running! Nu-i nevoie de asta! Doamne, de Mai pus în preză? <laughs> Da, mașina de cusut? Ai pus-o la încărcat? Hai. Am și facem un ateli atelier aici. Da, deci cum spuneam, și-a tras partid. L-a anunțat deja oficial. Da, dar nici nu și l tras, el nici nu e registrat oficial, nici sediu nu are. Da, dar până una altă folosește omul resursele locale, mai exact sala de conferință primării. primăriei, da? A Consiliului Municipal A, de -a, a, Consiliul și -a Municipal, da. da? Adică nu stă și omul să închirieze o sală pentru conferințe, cum face și tot omul care vrea să fie băgat în seama de presă, dar chiar te la de acolo deodată folosești resursele ca să uh, anunțe platforma sa politică. A fost întrebat din ce bani? Uh, încă nu sărim acolo. Vreau, da, vreau să urmărim acest fragment din lansare care l-au decupat cei de la Jurnal TV într-un în reportaj și pe urmă sărim și în subiectul din ce bani. Dar deja e o leacă clar omul faci în locuri publice, din bani publici lansare de partid politic. Mă ades! Toată lumea este de vină. Numai, nu mai, nu ei. Se acoperă ca să nu facă nimic din ceea ce au promis oamenilor cu mult fast. El atacă tradițional guvernare, cum o face și la ședințele municipale a serviciilor primăriei Chișinău. Noi, în comparație cu ei, suntem oameni și după anunțul din decembrie cu privire la crearea mișcării alternativă națională și odată cu începerea războiului în Ucraina, am considerat că este omenesc. Să facem o pauză și să ne implicăm plenar în susținerea refugiaților și în gestionarea acestei crize. Wow! Nu, fraza asta ne spari, băi! Fraza asta e sculptură, e operă de artă. Noi, spre deosebire de ei, de putere, de pas, suntem oameni. Uh -huh. Deci, da? Ok. Noi avem doi. Oameni și oameni. Pas, oameni, ei sunt oameni. Deși ei sunt oameni, că după anunțul de lansarea partidului, am luat o pauză și ne-am dedicat plenar gestionării crizei refugiaților. Dar pas ce-a făcut? ține nu s-a nu dedicat gestionării crizei refugiaților, dar o lansat Partidul PAS. <laughs> Serios, băi, cineva i-a scris asta gândind treaz, gândind cu substanță în sânge. Noi spre deosebire de ei suntem oameni. Votați oameni. Dar tu ce crezi că nu se vor găsi cetățeni care vor spune: "Da, bravo." Da, cool, așa o vrem înapoi în politică. Dar până asta și farme cu democrație, că apare ca asemenea și percuță precum Ion Ceban. Doar ca asemenea și percuță precum Ion Ceban după asta ajung să fie întrebate. Dar de unde de bani pentru un partid? Partidul Coste bani, ei, sediu, secretar Contabilitate, plianti Briclămi, partidul costă bani Ion Ceban, acum la etapa asta Noi nici nu avem nevoie de bani Spune Ion Ceban, bineînțeles că ai nevoie Dacă tu faci lansările de partid Din sala de ședință a Consiliului Municipal Chișneu. asta e sala ta Ion Asta e sala partidului tău Ion. El o plătit, privesc eu să vină să-l filmez aici. privesc eu Moldova, sunt niște tarif, este un calculator de prețuri. Fiecare poate să-l vadă acolo. Și drept site-ul pornește de la 30 de minute în sus, dar eu, stai și am găsit acolo, era putem să-l pornim și noi. Este un calculator de prețuri de transmisiune live, pe care fiecare om pas o comande. Privat, neprivat, politician. Să o să dăm full screen, să vedeți și voi. Ia să zicem, transmitem în Republica Moldova. Să da, imediat, să mai mult de bifat. Durata evenimentului adânsă era scurtă, dar să mergem la minim 30 de minute. Deci, transmitem în Republica Moldova. O cameră video, un singur cameraman, nu trebuie mai mult, nu doresc fotografii, tot normal, nu doresc transcriere. Ia uite, cost cu TVA 144 de euro. E. Antes alegre, não Nu, está, nu Não, não, não. um permite din salário de primar să plătească as casas? Pode. Tu vês, que prevês que eu foste aqui achitat. De persoana fizică e un bani? Eu cred că da. De picard, da, așa? Dacă nu există încă partid de ce entitate juridică oficială, eu cred că... Asta nu a fost spisuit pe cheltuielile primăriei, făcând în sala primăriei? Da, Cum adică, fost. băi, să-ți să, -ți, să -ți asumi așa o aroganță nebună și să spui că acum la etapă asta nu avem nevoie de bani? Do claro, Dodon nu avea nevoie de bani ca să te părească mii de calidoscope și almanahuri cu dânsul cu... Piatul e prezident Moldova noi nu în asta trebuie să vedem îmbogățirea lor elicită și în faptul că ei fură în asta. Da, nas și ei direct bani și lor mașini scumpi, ineriu în alta. să folosească administrația publică, să resursele publice de acolo, care sunt finanțate de t -t -t -t. Bine, în primul rând aici suma într-adevăr nu este foarte mare. E una din sume, Nata. În rând noi nu avem nicio dovadă că asta va fi luat din bugetul primăriei, așa că eu propun să nu speculăm. Să asta vor... deja e a doua lansare a, a acestui presupus partid inexistent, mm -hmm. care a fost introdus de foarte multe ori în sondaj, apropo. A doua lansare a acestui partid, da. care încă nu e înregistrată da. și din același sediu a primăriei municipiului Chișinău. Normal? Bună întrebare. Eu îți propun să ne luăm o temă Nimeni de acasă. nu-i sare în cap. Hai să ne luăm o temă de acasă. Hai să adresăm întrebări și să vedem din, din ce... să-i lui Radu Chivrigă, să vedem dacă el e drept să ofere asemenea da. informații confidențiale. Că uh, dacă e primăria, început lui Chișinău să oferă informații, că e instituție bine. public. Exact. Poate, Noi doar întrebarea va fi, această transmisiune a fost achitată din contul primăriei sau nu? Da, de că la etapă asta partidul nu are nevoie e de bani exact, ne-am înțeles da. Andrei Da, de minte Promiți? are nevoie partidul Promiți? Da, dar și cu zâmbetul ăsta așa de <laughs> Parcă lucrezi în domeniu Parcă domeniu, da, eu ador Dar și pe... cea ce mai mare de fapt surpriză cu Ion da. Ceban Cheltuirea banilor asta publici, contează. da, nu-i surpriză care? Ce de în la urmă, despre ce este acest partid? Ce ne promite nouă Ion, în afară de faptul că va da un pas la dreapta și la stânga? Nou Ion ne-a promis o chestie foarte interesantă. De altfel, asta a fost o adevărată resturnare de situație, pentru că Ion Ceban își poziționează manul drept partid pro-european. Omul care toată cariera politică și-a construit-o ca un uh, servitor al Kremlinului care urla în toate megafoanele din piață uh, ce urla, știți și voi bine, hop și peste noapte este o vorbă tare uh, bună care a apărut de când a început acest război din Ucraina, perea bolsea. Dar eu totuși aș fi o mai exact, istoric vorbind... Ion Ceban nu e la prima perie Ion Ceban are acest sinus în, politica lui, în cariera lui politică. După 2005, când tot pe Ceremeu a devenit o leacă pro-european, când pe Ceremeu a pornit cu steluț în campanie electorală și Ion Ceban, lucrând la, Ministerul Educației, pe unde era și el, era pro-european. Pe urmă, Ion Ceban era zătămoșnă în Săiuz. Ai văzut video și din Găgăuzia din 2014? E ce burduhanos în Chișinău, mai bun, zătămoșnă în Săiuz. Pe urmă vine și laudă, ți că am obținut statutul de țară candidatul E. Ce a tras două minute de video pagina lui în care o lăudat guvernare pentru această performanță. Trece o săptămână, eu Ceban zice că avem cea mai prostă guvernare din istoria țării. Așa ceva nu s-a mai văzut. A, și tot eu am lăudat-o. Sunt întâmplă, probabil, la nivel neurologic, se întâmplă e, ca asemenea cazuri, asemenea specimenii precum Ion Ceban, dar nu știu dacă e ok să-mi da? Așa e o mare responsabilitate, cum ar fi conducerea primării capitalei om atât de instabil, politic, politic Ion. iar, iar eu, în calitate de, bineînțeles, organizatoare de evenimente, n-am putut strec peste această noutate culturală extrem de importantă transmisă de Ion Ceban și Primăria Municipiului Chișinău care apropo, tot în contextul acesta, ea merită o introducere. Da. el face live-uri că nu s-bani în da. municipalitate pentru a achita uh -huh. angajații și municipalitatea organizează așa ceva. Da, vara aceasta au fost foarte multe evenimente culturale organizate de primărie, se vede, se simte campania electorală pornită de primar. Ce să zicem, fiecare om cred că în locul lui să fi fost era să profite de toate resursele astea ca să-și facă, să-și crească acest credit politic, contactul fizic cu oamenii, ieșit în scenă, a, 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 asumatul meritelor, chiar dacă nu sunt ale lui, dar sunt pe banii urășenilor, pe banii primăriei, dar unul dintre aceste evenimente, că au fost unele chiar frumoase, evenimentul dedicat lui Eugen Doga, te salut Chișinău, trebuie să recunosc foarte bună idee de a sărbători nu Adică și hramul ăla să-l sărbătorească. Am înțeles că dacă te atingi de sărbătorile moldovenilor, în ce nu cenuș în cap. Da, hai să alegem Deci a... Au, a, au sărbătorit ținitele. ziua Chișinăului, 17 iulie, odată cu tine. Ziua în care Chișinăul a fost atestat prima dată. Foarte bună idee. Și hram dar... și atestare. Dacă da. nu a fost observat prima dată Chișinăul? Dintr-o <laughs> parte, de ce nu sărbătorem Dar un alt eveniment cultural pe mine, în mod deosebit mai emoționat, el s-a numit... Pena party. Da, noi mergem pe blogul personal lui Ion Ceban, se cheamă unimedia.info. Uh, el are de tete aici. Da, și uh, avem și un video în care Ion Ceban foarte sincer crede că... La, da, și sunet <laughs> tu că... Vrei sunet? Să da, asta, da, 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 da. Foarte, okay. foarte, sincer crede că un primar trebuie să organizeze pentru locuitorii unui oraș un pena party. Dar stai, am avut șor, am avut Renato, am Ion Ceban, de să-l ascultăm. <laughs> What the- frumos, e ca să e frumos, dar noi spunem că nu are calități oratorii și e destul de lâncet, ucid bravo! Nu, op, strige și cu cuvinte la microfon, uh, okay. după jos alianță. De fapt, eu ce vrem să scot în evidență nu este dacă uh, faptul că e un ceban o ia pe calea lui Renata Usatai. Eu vroiam să atrag atenția la valoarea adăugată a acestui eveniment. Poate eu poate eu caut prea mult, poate așteptările mele sunt prea mari, dar am încercat să-mi amintesc, iată, bun, hai! multe lucruri noi nu le știm și le învățăm de la alții. Okay. Am încercat să-mi dau seama. E ca fac banii orașului un pian party. Sărbătoare cu spumă. Cu spumă, da. da. Și uh, care e, cu și cetățenii de acolo, pe, pe tinerii ăștia, cu piană. mamele, mamele, cu, iată, da, 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 fericit, lumea e fericită cu piana, iau. Uh, adică uh, bugetul orașului Chișinău este pentru asta plătit doar asta e genul de petreceri de pe plan. Nu-s bani în municipalitate pentru salarii, nata, e ok, lasă un pic, măcar cu spumă, să bucurăm oamenii. Că eu înțeleg că în primărie organizează evenimente Каре целебразы, валоры, каре культурализацию у Амени. есть о валоре, спумало дура, потому что это и пона урму роль ул оцестой департамент культуры ал примарии, да, одна парти, евидент о акционе диктата ди идеологика, ру промитка, соберешь молодежь, стригнешь им пару раз, кишенел я вас не слышу, стригнешь, чуть чу чу спумало горы там сделаешь, красивые фотки будут, все тебя все будут любить. <laughs> Спума лагума партии. Лагума. Лагур. <laughs> <laughs> ну, НАТО, серьезно. Ну, я когда-то ка в реал у меня сейчас дистрезу. Ты цимите, как шор в рее, пентру тинерет. Пентру тинерет, он пик, он кончерт, с ней релаксем, с ним букреем. Пентру тот, ну, а кума в рему разгрели. Кэнта Моргенштерн к 6 за 6 дней. Сколько такого? Iar, reiterez, poate eu am alte așteptări, poate eu gândesc altfel și s-ar putea ca eu să nu... Pentru că eu știu când într-o zi îmi o postare despre sărbători la Moldoveni, Doamne, ferește și nu sărit Ei, tu te inspiri din Monrealiez. E că, îți mă da? Primărița Monrealului să anunță o parte, o îngroapă opinia publică în 10 secunde tu faci spumă, tu dai spumă peste oameni când tu trebuie să vii cu politici de administrare a orașului, ca să fii cât mai bun orașul ăsta pentru oameni? Pentru că eu, de exemplu, când am vedeam anumite acțiuni care, le, care îmi trezeau doar sincerul, eu ziceam, băi, dar nu știu câți bani s-au cheltuit acolo, vreo 70, 80, 100 de mii, dar eu așa de tare aș fi fost bucurat aceste 100 de mii, să duc pe o pistă, mă întorc la cuvântul ăsta mm -hmm. minunat, da. într-un parc, unde oamenii se poată alerga? Cu 100.000 poți să ceva, nu? Poți, da. De aici... 100.000, de acolo 100 de mii și să dăm un buget pentru niște chestii care să rămână în folosință și în beneficiu oamenilor. Cum mai zic că etichetarea electronică înseamnă bilet electronic. Nu. E adevărat că asta nu ți-a dus atâta popularitate sau, de exemplu, niște toalete publice. Pentru și tu poți să aduni voturi spunând că ai pus toalete publice. Nimeni n-a să apreciez. Te lumea cu toalete? Da, Niște Absolut. Frumos. Luxos. Bravo, Suntem noi mai pretențioși. Spune

În, 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 timp, în acest anunț. Mihail Fomuzal, și este cu alternativa, și ce bancă alternativă, și este. Cum crezi să-și furi pâinea în alte? Alexandru Bujorean, fost peledimist, dacă nu greșesc, am cu mișcarea primarilor independenți. Dragoș Gal, Partid Național Moldovenesc, way to go. Valerie Ianioglo. ia uite cum a, Bugeacu s-a renăscut, da? Se regăsește în politică. Și o că sub formă de om, nu, nu, nu văd clar și scrie acolo. Am înțeles. Taigi, tai yra politinis naujas, atskis, bet tu pasirgai, kad esi feminizė. Eu te-am întrebat pe tine asta, nu-mi nu, nu -mi fura mie pâinea, eu te-am întrebat. Uite și de multe femei își doresc să uh, devină o alternativă pentru actuala putere de la guvernare. Deci și bărbații nu pot să aibă partea feminină într uh, Da, pot să aibă și bărbații partea feminină, dar e tare... Tu cum crezi? Asta e un indicator da. că femeile nu sunt încurajate să participe sau din potrivă locul unde se duc oamenii ăștia și motivația uh, acestor oameni de a intra în politică, amu poate, da, judecând tătii circumstanțele. Eu cred că e una care alungă femeile de la gândul de a în politică. Eu cred că femeile uh, sunt mult mai raționale la a-și alege bătăliile. Și <gântu> eu sincer răspund, nu îmi trezește niciunul dintre cei care, iată, vin acum sau încă mai sunt pofta uh, de a face cu ei bătălie. pentru că, că totul uh, e destul de urât mirositor, uh, se limitează la uh, Offense, uh, umiliri, nu, nu există bătălii de astea interesante, la nivel de cultură generală, inteligență, uh, nu știu, comunicare, adică realmente este bani cu arme onorabile să câștigi. La noi, bătăliile politice sunt despre câte zoi. Și în capul cui vor fi turnate și uh, o să fie cel mai bădaran, și ne o să fie cel mai uh, um, homofob uh, cu cât mai uh, misogin distrează. asta, pentru că, este... că noi n-am reușit să vorbim despre toți politicienii, despre toți actorii jucătorii de, de pe, scena politică moldovenească în atâta. dar cum a spus și un mare uh, sociolog, care mi personal tare mi este drag, un sociolog din România stabilit în Republica Moldova, partidul șor actualmente este unicul partid real de opoziție <laughs> și eu, eu susțin asemenea părere sociologilor, mai ales din România. Așa că noi urmează să ajungem acolo și să vedem ce înseamnă, de fapt, bătălie bazată pe principii, pe valori, pe intelectualitate. Nu aruncat cu zoaie. E ca acolo, da. Dar eu vreau să spun că nu există previziuni mai credibile decât previziunile făcute de sociologi despre partide care îi plătesc să facă sondaj de opinie. Așa că eu abia aștept să mai văd încă niște sondaje de opinie Nata. care se fac în Moldova de către cei care sunt plătiți de cei care le comandă. Mai eu biscur. cunosc și el un sociolog care se prăpădește de râs, de fiecare dată când se menționează numele lui și lui îi place critica și apreciază, așa că <laughs> sugheț bun, sper că se prăpădește